Când cobor laude și închinare pentru bunătatea ta, îți aduc un flăcărare, Doamne, acum și-n veac așa. Doamne, acum și-n veac așa. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite și nu vă socotiți singuri înțelepți. Frate și surori, este așa de important gândul acesta.